au deschis scorul încă din minutul 6 când Ionuț Plămada a profitat de o gafă imensă a lui Cerniauz ca să a scris cu poarta goală. La pauză Liviu Ciubotariu a introdus artileria grea iar Antal a restabilit calitatea. La doar 2 minute de la reluarea jocului. 4 minute mai târziu gazdele au preluat conducerea după ce Popovici a finalizat cu gol o centrare de pe dreapta trimisă de Balaur. Scorul final a fost stabilit în minutul 62 de Cordoș, care a fructificat o centrare